Este ora 13. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Vom relua în emisiunea de astăzi un subiect pe care l-am mai dezbătut aici la 360 Medical, însă de această dată dorim să aprofundăm toate detaliile legate de serviciile medicale oferite pacienților și vom pune accent pe un anumit tip de serviciu, mai puțin cunoscut în România. Este vorba despre asistența medicală concierge. Pentru discuția din această oră am plăcerea să-i salut pe conferențiar universitar dr. Carolina Negrei. Este medic primar medicină internă, medic specialist în reumatologie cu supra-specializare în toxicologie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! Îl salut de asemenea pe domnul Bogdan Dumitru, este avocat și consilier în domeniul sănătății. Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de emisiunea noastră. Cu mare drag. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Și începem dezbaterile. Doamna dr. Negrei, mă adresez dumneavoastră pentru început, prin a vă întreba ce este asistența medicală concierj, ce avantaje aduce acest serviciu pacienților. Aș vrea pentru început să încercăm să explicăm acest concept pentru toată lumea, să fie pe înțelesul tuturor. Și anume, este un termen care provine din limba franceză și se referă în sensul cel mai larg la persoana care se asigură că solicitantul de servicii are la dispoziție tot necesarul. În consecință, vorbim de fapt despre un administrator care va intermedia rezervări, care va oferi recomandări, va identifica și va facilita toate serviciile în funcție de nevoile identificate ale clientului. De asemenea, el organizează activități și își reprezintă clientul în anumite situații. Prin tot ceea ce am spus până acum, serviciile concierge sunt servicii de asistență personală, în cazul de față, în domeniul medical. Așa cum ați precizat, serviciile concierge prezintă o serie de caracteristici care constituie adevăratele avantaje ale acestui tip de asistență, pe care pot spune că este în plină dezvoltare. În primul rând, așa cum aminteam, vorbim despre servicii personalizate, perfect adaptate în funcție de nevoile individuale ale fiecărui client. Și îl numesc client pentru că ni se poate adresa atât un pacient, dar și o persoană în perfectă stare de sănătate care dorește să-și o mențină și în consecință va avea nevoie de fapt de tot ceea ce înseamnă asistență în vederea susținerii organismului. Orice solicitare a clientului se transformă într-un serviciu și putem da spre exemplu clientul apelează și se asigură o programare mai rapidă la un medic, pentru că el, în acest caz, este de fapt membru al unui fel de club privat. Acest club, așa cum se întâmplă peste tot în lume, percepe o taxă de membru. Mai avem încă un avantaj, în special în condițiile societății de astăzi, și anume, dincolo de aspectul profesional, anume de furnizor de servicii, asistența concierge se bazează pe o relație de încredere extrem de solidă, care se constituie în timp între client și asistentul său personal, în cazul de față medicul. În domeniul medical, această încredere este elementul esențial. Când un client, un pacient, optează pentru asistența medicală de tip concierge, clientul va beneficia de serviciile unei echipe. Această echipă este una bine închegată, este o echipă de profesioniști, este o echipă în primul rând de oameni care se preocupă de persoana, de persoana care le solicită sprijinul în domeniul medical. În acest context,
clientul, pacientul, are posibilitatea de a reîntâlni ceea ce înțelegeam odată prin medicul de altă dată. Acel medic care este capabil, pe de o parte, să se aplece, pe de altă parte, este dispus să evalueze fiecare caz în parte cu foarte multă acuratețe. Punem la dispoziția clientului, pacientului, o echipă multidisciplinară care se află într-o permanentă comunicare. Această echipă se stabilește, nu este unică, ci se stabilește în funcție de patologia pacientului care ni se adresează și va coordona îngrijirea atât din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere administrativ, și anume stabilind acele programări complementare în funcție de nevoile pacientului. Aș vrea să reținem de asemenea că programările și monitorizarea pacientului poate fi făcută atât fizic, dar și online, în funcție, repet, de fiecare client, pacient și în funcție de altfel de cum se stabilesc raporturile în cazul respectiv. Da, și în funcție de pretențiile pe care fiecare client în parte le are, fiecare pacient. Domnule Dumitru, ca să înțelegem mai bine, aș vrea să ne explicați puțin care ar fi cele mai importante motive pentru care un pacient ar fi interesat de serviciile asigurate de un medic specializat în asistență medicală concierj. Serviciul medical concierge, de tip concierge, este un serviciu care a apărut ca o, și ne-am gândit să-l dezvoltăm ca un răspuns la nevoile sociale, la nevoile pacienților, mai ales în actualul context pandemic. Deoarece este evident pentru toată lumea că accesul către actul medical, către tratamente, către intervenții, către analize, investigații și așa mai departe, a devenit extrem de dificil în actualele circunstanțe. Evident, această soluție concierge nu este o soluție doar pentru această perioadă pe care, așa cum sperăm cu toții, o văd apropiindu-se sau ne dorim să se apropie cât mai repede de sfârșit, ci este un tip de serviciu care este necesitat de complexitatea investigațiilor medicale și tratamentelor în actualul context. De ce o persoană ar apela la acest serviciu? Pentru că acest serviciu îi dă, înainte de toate, două răspunsuri de care orice pacient are nevoie. Primul este siguranța. Și al doilea este eficacitatea. Eficacitatea însemnând atât calitate cât și rapiditate. Practic, un pacient sau o persoană care nu este chiar pacient, își dorește să-și facă o investigație medicală, i s-a făcut o recomandare de investigație medicală, apelând la acest serviciu, primește următoarele etape serviciu, astfel încât să fie, zic eu, și mulțumit și să-și crească gradul de satisfacție în ceea ce privește serviciul medical. Beneficiază din partea serviciului nostru de concierge și de o evaluare medicală asigurată de către medici specializați pe medicină internă, care practic fac o cercetare integrată, o analiză integrată. Altfel spus, nu se duc doar pe respectiva afecțiune sau pe respectivul organ, ci încearcă să identifice niște elemente care sunt în strânsă corelare cu respectiva sau potențială afecțiune. În etapa următoare, acest medic internist stabilește un program, un plan de investigații care presupun fie niște investigații de tip analize de laborator, care înseamnă atât analize de sânge, cât și investigații de tip imagistic, adică RMN, CT, ECO, precum și facilitează, asigură accesul pacientului, client pentru firma de concierge, pacient pentru doctor, asigură accesul acestui client-pacient la un medic specialist, care medic specialist, așa cum spunea și mai devreme doamna doctor Negrei, este un medic cunoscut, un medic selectat după ani și ani de experiență. Ce încerc să spun este că în spatele acestui concept de concierge există o echipă de medici pluridisciplinare pe de altă parte, pe de altă parte medici care colaborează chiar dacă în... altceva decât să facilităm accesul către acel specialist. Putem să mai mult, facem mai mult, dar facem și ceea ce am spus eu acum. Ce se întâmplă? În condițiile în care un pacient își dorește să ajungă la un anumit medic specialist, se lovește de acele probleme care țin de programare, de termenul până la care se face programarea. Pentru că atunci când îți dorești, de exemplu, să faci un tip de investigație, cum ar fi un RMN, poți fi pus în situația în care să fii programat la un RMN peste un număr de 20-30 de zile.
Ori acest serviciu de tip concierge asigură accesul la acest tip de analize într-un termen optim. Și când spun optim, vorbesc de 24-48 de ore. Mai departe, în condițiile în care un pacient își dorește să ajungă la un specialist, noi putem să facem recomandări dintr-o listă de 2, 3, chiar 4 specialiști, funcție de specificul acelei afecțiuni pe care o are. Pentru că nu întotdeauna pacientul, când vine la noi, are o reprezentare exactă a afecțiunii de care suferă sau există probabilitatea să suferă. Mai există încă un element extrem de important, respectiv cel al monitorizării, pentru că ulterior investigației efectuată de medicul specialist, bineînțeles ulterior efectuării analizelor, se stabilește un tip de tratament care poate să presupune o intervenție chirurgicală urmată de tratamentul specific acesteia sau un tratament pe termen lung specific afecțiunilor cronice. Acest tratament presupune, pe de o parte, efectuarea unor analize la perioade, în perioade succesive, la o dată la o săptămână, o dată la o lună, o dată la 6 luni, precum și programarea pentru efectuarea unor investigații succesive. Altfel spus, noi, practic, suntem un însoțitor permanent al acestui pacient în relația cu laboratorul, cu medicul specialist și, mai mult decât atât, asigurăm chiar și în relația personală o consultație, cum spunea și doamna doctor, o consultație de tip medic de familie, dar de tip medicul de familie, nu înțelesul actual conceptual, ci de tipul vechiului medic care era privit ca și prietenul familiei. Am înțeles. Domnul Dumitru, suntem acum într-o perioadă de pandemie în care vedem că se discută tot mai mult despre problemele privind accesul pacienților la asistență medicală, la tratament. Și v-aș întreba dacă pot reprezenta astfel de servicii medicale o opțiune pentru pacienți astăzi și în ce condiții și pentru ce categorii de pacienți? Răspunsul meu este categoric, reprezintă o opțiune. Pentru că, așa cum am spus și mai devreme, asigură un acces mult mai facil, mult mai coordonat și mult mai organizat. Este foarte important pentru orice pacient, indiferent din ce mediu social, cultural, educațional provine, să beneficieze pe de o parte de un serviciu de calitate, pe de altă parte de un serviciu clar organizat și programat. Să nu piardă timpul pe sălile unor spitale sau pe sălile unor clinici, să aibă o oră clar stabilită la care se poate prezenta, să aibă o listă de analize pe care știe foarte bine că sunt făcute de un laborator acreditate și respectate de către, în care produc rezultate care sunt respectate și luate în considerare de către medicii specialiști. Practic, în această lume atât de dificilă la ora actuală, în condițiile în care accesul către actul medical este îngreunat de toate regulile de prevenție, de toate regulile de antipandemice, de prevenire și protejare împotriva acestei pandemii, în condițiile în care ai medicul concierge lângă tine, acesta este sfătuitorul care îți asigură monitorizarea chiar și atunci tu, când pacientul, uită chiar de faptul că trebuie să respecte un anumit tratament. Pot să dau un exemplu extrem de concret. În momentul în care, să zicem, avem un pacient care are o suspiciune de afecțiune oncologică. Prima etapă este evaluarea, apoi se fac niște analize. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ca acel diagnostic să fie confirmat, va urma eventuala intervenție chirurgicală și apoi monitorizarea. Din acel moment, noi ținând permanent legătura cu doctorul specialist, cu medicul specialist, ne adresăm pacientului și reamintim că au trecut cele 3 săptămâni în care, pe care doctorul, medicul specialist, medicul oncolog, în cazul de față, în exemplul meu, le-a stabilit ca perioadă de tratament și că după cele 3 săptămâni este programat în data de la ora D și că înainte trebuie să facă un tratament pregătitor sau trebuie să-și recolteze niște analize pregătitoare. Astfel încât suntem, ca să pot spune așa, nu doar un sfătuitor, ci pur și simplu un îndrumător care asigură pacientului un suport clar din partea medicului specialist, astfel încât elemente de ordinul timp, pentru că într-un astfel de tratament 2-3 săptămâni de amânare pot duce la efecte nefericite, precum și o calitate datorită faptului că totul este privit integrat. Nu se discută doar în cazul unei afecțiuni cardiologice, de exemplu, sau în cazul unei afecțiuni endocrinologice. Este evident că apar niște elemente de interacțiune între diferite afecțiuni. Și noi asigurăm un tratament integrat, astfel încât dacă un anumit tip de tratament, așa cum este recomandat de un medic specialist, poate genera anumite efecte secundare negative, anumite reacții negative ale organismului, ele vor fi monitorizate nu doar de medicul specialist care se ocupă de principala afecțiune, ci și de medicul care verifică să nu există o dezvoltare a unei afecțiuni datorită unui tip de tratament sau unui tip de intervenție. Am înțeles. Doamna profesor Negrei,
O altă problemă majoră, putem spune, în România este lipsa prevenției sau slaba dezvoltarea prevenției în sănătate. În ce măsură asistența medicală concierj se adresează acestei probleme? Și v-aș mai întreba dacă include servicii de prevenție în privința sănătății. Într-adevăr, ați punctat foarte bine. Din păcate, în România, prevenția este o ramură slab dezvoltată a medicinei. În această privință, asistența medicală de tip concierj este un punct de plecare optim atunci când discutăm despre dezvoltarea acestei ramuri. Pentru că, pe lângă problemele de prevenție pe care le poate implementa mai ușor, aș putea spune, din punct de vedere administrativ, decât instituțiile de stat, serviciile concierj pot contribui și la conștientizarea, respectiv educarea populației, în vederea unei gestionări corecte a gravității stadiului bolilor actuale. Și așa cum spunea și mai devreme domnul avocat, exemplul este cel care ne argumentează vorbele teoretice, pentru că putem include în această categorie tineri sau oamenii sănătoși, care însă, așa cum bine știm, au un ritm de viață în viteză, trăiesc în zone urbane și sunt supuși agresiunilor de mediu, sunt supuși poluării, sunt supuși unui ritm de alimentare care nu este tocmai corect. Fie că fructele și legumele sunt puține, fie sunt furnizate, așa cum și dumneavoastră furnizați o știre mai devreme, cu pesticide. Și sunt doar câteva exemple în acest sens. În astfel de cazuri, fie că vorbim despre un organism tânăr, fie că vorbim despre un organism sănătos la o altă vârstă, acesta se erodează mult mai repede, făcând loc apariției bolilor. De aceea, medicina concierj poate susține cu testări atunci când este nevoie, cu evaluări clinice, toate făcându-se periodic pentru a putea monitoriza starea de sănătate și, în consecință, a preveni boală. O să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, după care o să vedem și ce pregătire au medicii care se ocupă de această asistență medicală concierj. O să discutăm aplicat și pe anumite categorii de pacienți, să vedeți care sunt beneficiile pentru mai multe categorii de pacienți. Revenim în doar câteva minute, rămâneți cu noi. Am revenit în direct și continuăm discuția noastră despre serviciile medicale de tip concierj cu doamna conferențiar universitar dr. Carolina Negrei și cu domnul Bogdan Dumitru, avocat și consilier în domeniul sănătății. Domnule avocat, aș continua cu dumneavoastră. Le promiteam telespectatorilor înainte de pauza de publicitate că o să le spunem ce pregătire au medicii care se ocupă cu asistența medicală concierj și o întrebare firească pe care cred că o așteptați, cât de costisitoare sunt astfel de servicii? O să încep prin a vă răspunde la prima întrebare, respectiv ce specialitate au medicii care lucrează în echipa noastră de medici concierge. Acești medici sunt medici specializați pe medicină internă și pe medicină generală. Este evident că medicul cu care prima oară intră pacientul în contact trebuie să fie un medic care să aibă o arie cât mai largă de înțelegere a eventualei afecțiuni medicale. Asta este, ca să spun așa, doar vârful icebergului, pentru că ulterior aceste evaluări efectuate de către medicul concierge, evident, ștafeta este preluată de către medicul specialist, funcție de afecțiunea sau de domeniul în care este interesat pacientul să fie investigat, fie că este interesat, fie că se impune din punct de vedere al procedurii protocolului medical. Acești medici cu care noi colaborăm în calitate de medici concierge sunt medici cu experiență, sunt medici care lucrează de ani de zile în domeniu, sunt medici care au obținut
punctaje excepționale din punct de vedere al evaluării și din punct de vedere al referințelor. Sunt în marea lor majoritate medici șef de secție, iar cuvântul echipă, astfel cum l-a prezentat doamna doctor mai devreme, este o echipă formată, este un cuvânt cheie pentru că este o echipă formată în timp. Practic, această echipă s-a format în baza relațiilor de colaborare profesionale desfășurate de-a lungul a 20, chiar 30 de ani, mulți dintre medicii care fac parte din echipa noastră, fiind medici ajunși, ca să putem spune așa, undeva în vârful carierei din punct de vedere al expertizei acumulate. În ceea ce privește răspunsul la a doua întrebare, respectiv costul, evident, răspunsul privește foarte exclusiv Akeso Med Center, care este firma, clinica, consultantul de consilier medical pe care îl pot spune, îl susțin și care este vehiculul prin care vreau să implementez acest proiect în piața de servicii medicale din România. Akeso Med Center, ca și tip de pachete, evident fiecare pachet are costurile lui specifice, diferențiază aceste costuri în funcție de ce se include în pachet. Există pachete care presupun doar o evaluare și apoi o direcționare către un medic specialist, lucru pe care noi nu l-am livrat până în prezent, pentru că niciun pacient nu a vrut mai puțin. Tot n-am pacienții au vrut mai mult și sunt costuri diferențiate după tipul de investigații pe care și-l dorește pacientul și tipul de servicii pe care și-l dorește pacientul. Sunt abonamente lunare, sunt abonamente anuale, în general pe 6 luni, un an de zile se fac aceste abonamente și intră în ele o serie de servicii, cum ar fi evaluare periodică, monitorizare periodică, programare la diferite instituții unde, spitale, clinici, laboratoare, unde pacientul este necesar să fie prezent. În ceea ce privește cuantumul exact al acestor servicii, pentru că este o poveste destul de lungă, le puteți identifica pe site-ul nostru, care este www.akeso. Da, nu cred că este în regulă să menționăm aceste platforme. Okay. Cu siguranță, da, cu o simplă căutare pe platforma Google, telespectatorii pot să se documenteze dacă au nevoie de informații suplimentare. Vă rog, dați-mi detalii referitor la sumele de bani pe care trebuie să le scoată din buzunare cei interesați de astfel de servicii. Ofertele noastre pornesc de la serviciile noastre pornesc de la o sumă de câteva sute de euro aferente unui abonament pe 6 luni și poți să ajungă undeva în jur de 1000 de euro pe an. Repet, totul depinde de ce servicii, pentru ce servicii optează pacientul. Și de pachetul pe care îl alege fiecare pacient. Exact. Totul este corelat de serviciile incluse în acest pachet. Pentru că, evident, cu cât sunt serviciile mai complexe, cu atât și costurile sunt mai ridicate. Ce încerc eu să spun este că sunt niște costuri, pe de o parte, accesibile, pe de altă parte, sunt niște costuri pe care, în general, pacienții le plătesc, ba chiar mai mult, parcurgând acest drum dintre momentul primei evaluări și până la momentul tratamentului și monitorizării, ei le plătesc oricum, incluse atunci când fac toate aceste servicii, succesiv, între diferite instituții, unități medicale diferite. Am înțeles. Iar beneficiile sunt evidente și îndrăznesc să spun că mai mult decât beneficiul este extrem de important, fiind în domeniul sănătății și nu în domeniul, un alt domeniu de, hai să spunem, opțiune. Am înțeles. Trebuie să mai luăm încă o scurtă pauză, după care vin la dumneavoastră, doamna profesor Negrei. Le promiteam telespectatorilor că vom discuta și despre anumite categorii de pacienți, de pildă sportivii, sportivii amatori și cei profesioniști. În ce fel pot fi ajutați de către medicul concierj această categorie de pacienți? Dar aș vrea să-mi răspundeți după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii.
emisiunii 360 Medical de astăzi. Doamna profesor Negrei, vă întrebam înainte de pauză cum îi poate ajuta medicul concierge pe sportivii amatori și pe cei profesioniști. Sunt o categorie de pacienți care au nevoie în permanență de servicii medicale, fie că este vorba de intervenții în urma accidentărilor, fie că este vorba despre banalele controle pe care sportivii trebuie să le efectueze periodic și așa mai departe. Ați atins un subiect extrem de important și extrem de drag mie. Asistența medicală concierge, într-adevăr, se adresează tuturor categoriilor de pacienți, fie că discutăm despre o anumită profesie sau despre un anumit domeniu de activitate. Dintre aceștia, sportivii, fie că vorbim despre sportivi amatori, fie că vorbim despre sportivi profesioniști, ei reprezintă o categorie aparte, de care niciodată nu trebuie să uităm sau, mai bine zis, trebuie să ne intre în reflex. Pentru că prezintă anumite particularități prin prisma domeniului de activitate. Și aceasta deoarece în domeniul sportului, în prezent, există reglementări extrem de detaliate și în continuă actualizare referitoare la așa numitul dopaj. Din acest punct de vedere, atât personalul medical, dar și sportivii deopotrivă, trebuie să cunoască interzicerea anumitor tratamente cu medicamente care conțin anumite substanțe farmacologice ce sunt prevăzute în lista de substanțe interzise sau, respectiv, care nu sunt autorizate de autoritățile de reglementare din domeniul sănătății. Ținând cont de amploarea tuturor acestor probleme pentru întreaga societate, medicul dedicat, medicul de medicină concierge, se ocupă, pe lângă controalele, așa cum bine ați amintit, pe lângă controalele sau incidentele sportive care pot apare, se ocupă și de obținerea informațiilor care să asigură administrarea corectă și legală a medicamentelor și, foarte important, a suplimentelor alimentare, care în prezent reprezintă o problemă mai ales în domeniul sportului. Iar în această privință adresez o îndrumare, mai ales către clinicile cu instruire specifică în domeniul legislației antidoping, care pot asigura diagnostic și tratament și sunt în acord cu prevederile legislative în vigoare. În acest sens, știu foarte bine că echipa domnului avocat, pe care o păstorește cu multă abilitate, a beneficiat de aceste cursuri împreună organizate de Agenția Națională Antidoping și este într-o permanentă relație cu aceasta, astfel încât să fie în acord cu legislația în vigoare, pe de o parte medicii să conștientizeze riscurile la care sunt supuși în condițiile în care ar putea administra medicamente din această listă de substanțe interzise, pe de altă parte, sportivul, ținând cont că respectivul domeniu reprezintă munca de o viață, nu cumva să ajungă într-o situație dificilă prin prisma reglementărilor în vigoare. Am înțeles. Domnule Dumitru, aș mai avea o curiozitate referitor la modul în care se achită aceste servicii. Vă dau un exemplu. În cazul unor persoane care locuiesc în afara țării, știm foarte bine, sunt foarte multe cazuri în România, da? Și au părinții aici. Consideră acele persoane, poate că părinții ar beneficia de o grijă mai mare din partea unui specialist dacă apelează la astfel de servicii. Pot să țină legătura persoanele din afara României cu acești medici concierge și se pot achita de acolo, din afara țării, aceste servicii? Răspunsul este da și vom. Mulțumesc pentru această întrebare, pentru că ea pune reflectorul pe o anumită coordonată a activității noastre extrem de importantă și care a fost până în prezent chiar solicitată.
Există persoane, așa cum a spus și dumneavoastră, care își desfășoară activitatea profesională și implicit viața în străinătate. Aceste persoane au părinți, aceste persoane au bunici, ba chiar copii care au probleme și au nevoie de sprijin și de îndrumare de tip concierge, de tip medical. Aceste persoane ne pot contacta și implicit contracta. Evident, pot face plăți din afară, se fac toate transferurile, se fac online, beneficiind din partea noastră de o informare permanentă și concretă a tot ceea ce se întâmplă în România. Altfel spus, dosarul pacientului, dosarul clientului, cu toate informațiile care sunt incluse în acest dosar, sunt puse la dispoziție acestui, hai să-l numim, aparținător, care reprezintă fiu, nepot, frate, soră, soție, părinte, reprezintă, pe de o parte, unul din elementele cu care ne consultăm atunci când inițiem un demers medical, iar pe de altă parte și sprijinul financiar. Deci răspunsul este da, se pot achita aceste și se și achită prin transferuri online, transferuri bancare, dar beneficiile sunt culese nu doar, culese nu doar de către pacientul propriu zis, ci și de către cei care, datorită unui statut financiar și a unei coordonate profesionale care impună prezența lor în afara țării, nu se îndepărtează de familie și pot asigura în acest fel anumite servicii în domeniul medical fără a trebui să însoțească efectiv fizic pe acest traseu de susținerea sănătății, monitorizarea a oricărei afecțiuni. Deci medicul consilier stă la dispoziția și aparținătorului unui eventual pacient de care are grijă. Am foarte corect ați spus. Da, foarte corect ați înțeles. Foarte corect ați exprimat. Bun, aș vrea să vă mai întreb care ar fi pașii pe care trebuie să-i parcurgă un pacient care dorește să apeleze la acest tip de servicii medicale și aș vrea să-mi răspundeți în 2-3 minute pentru că suntem pe finalul emisiunii. Am înțeles. Voi fi succint. Pacientul identifică pe serviciile de informare, de media, site-ul diferitelor companii de concierge. În cazul companiei noastre este evident, va accesa, există un telefon de contact, există o persoană, avem 24 din 24 de ore pe cineva, 7 din 7 pe cineva la recepție, această persoană îi stabilește o programare, îi transmite documentele medicale, actele medicale de care este nevoie să care e nevoie să se prezinte atunci când vine la evaluare, se prezintă la evaluare la ora programată pentru această evaluare, așa cum am spus, efectuată de către un medic de medicină internă. Ulterior aceste evaluări, medicul de medicină internă sau medicul generalist, funcție de cel la care se hotărăște că va face acest prim consult, îl îndrumă mai departe către investigații de tip analize, precum și către medicul specialist dacă este nevoie de specialist. Totodată, acest medic stabilește și modelul de lucru, modelul de colaborare, tipul de pachet de servicii pe care compania concierge, compania de servicii medicale de tip concierge, îl va pune la dispoziție pacientului, evident, clientului ulterior devenit pacient, bineînțeles, în acord cu acesta și cu nevoile acestui. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea de astăzi și pentru toate aceste lămuriri pe care ni le-ați adus. Conferențiar universitar dr. Calorina Negrei a fost medic primar medicină internă și medic specialist reumatologie în legătură video directă. De asemenea, mulțumesc și domnului avocat Bogdan Dumitru, consilier în domeniul sănătății. Un subiect foarte interesant, detalii suplimentare, mai mult nu știu dacă ați putea să aflați decât ceea ce s-a discutat astăzi în emisiune, însă puteți să accesați platforma 360medical.ro. Acolo o să vedeți un articol mai complex referitor la acest subiect. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi, stimați telespectatori. Vă doresc o duminică excelentă în continuare. Numai bine!